În fiecare clipă, cel puțin o persoană are nevoie de sânge pentru a putea supraviețui. Iar viața fiecăruia dintre noi poate depinde, la un moment dat, de generozitatea semenilor. Necesarul de sânge este într-o creștere continuă, din nefericire, pentru că patologia este tot mai complexă, intervențiile chirurgicale tot mai complicate, secția de oncologie cu tot mai mulți bolnavi care necesită produsele noastre și, pe lângă acestea, din nefericire, accidentele de circulație. Numărul de donatori este într-o creștere. Milioane de oameni de pe cuprinsul globului donează sânge în scop altruist, pentru a ajuta la salvarea vieților sau pentru a îmbunătăți sănătatea altor oameni. Unul dintre cei conștienți de valoarea sângelui pe care îl oferă, de bună voie, semenilor săi, este deveanul Emil Mureșan. Donează sânge regulat, constant, de o viață. Și este, cu siguranță, unul dintre puținii necunoscuți căruia sute de oameni îi datorează viața. Donez onorific din liceu. Au venit din Deva caravana la liceu și mai ne-a făcut propagandă și am donat. De atunci sunt un donator cu caracter permanent, constant. Convins că sângele dă viață. Deci, din convingere că a avut pe altcineva în situație de nevoie. Cam în ce an s-a întâmplat? În 80 sau 79-80. Da, sau 78. Uh-huh. 80, 78-79. Uh-huh. Aceștia au fost ani când au venit și de atunci fiecare. Sunteți perfect sănătos? Sângele dumneavoastră este bun? Cum a spus Băsescu, sunt perfect. Adică să fim perfecți chiar nu putem, dar să fim corecți putem. Din păcate, mai puțin de 2% dintre români donează sânge, sub jumătate din cât este necesar. Iar astăzi, de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, au venit la centrul județean doar donatorii fideli. Au venit donatorii noștri, da, într-adevăr, au venit azi numai donatori fidelizați. Ieri am avut un teren la Marmosim Simeria cu un grup foarte mare de donatori, tot fidelizați, cu 3 donatori noi. Noi încercăm acei donatori noi să-i convingem să revină. Reușim într-o proporție, nu reușim întotdeauna 100%. Astăzi nu sunt mai mulți donatori. Obiectivul zilei nu este neapărat de a atrage un număr mare de donatori, ci de a-i sărbători pe cei care donează sânge în mod voluntar. De apreciat și faptul că în județul Hunedoara s-a observat o creștere cu 5% a numărului necunoscuților salvatori de vieți. În anul 2013 am avut 6.430 de donatori, dintre care un procent de 85% donatori fidelizați. Noi ținem foarte mult la acest tip de donator. Ce înseamnă donator fidelizat? Este donatorul care le vine la 2 luni și jumătate. Siguranța transfuzională a sângelui este crescută. În anul 2013, Centrul Județean de Transfuzie Sanguină nu a avut niciun caz de infecție post-transfuzională, nici de hepatite sau HIV. În fiecare an, la nivel planetar, se donează peste 80 de milioane de unități de sânge. Însă, în multe țări, pacientul depinde încă de sângele donat de familie sau prieteni.